Din 22 februarie, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva vă invită să vizitați o nouă expoziție dedicată dacilor. Expoziția se intitulează Aspecte din viața dacilor din Munții Orăștiei, face parte dintr-un amplu proiect cu finanțare europeană și este una inedită prin formatul ei interactiv. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva a inaugurat, practic, a deschis publicului o nouă expoziție în cadrul unui proiect derulat de câțiva ani, un proiect pe fonduri europene și care s-a intitulat Aspecte din viața dacilor din Munții Orăștiei. Practic, această expoziție s-a intitulat așa, ea face o parte dintr-o serie de expoziții care s-au referit inclusiv la meșteșugurile dacice, precum metalurgia fierului sau ceramica, dar și la viața cotidiană. Practic, proiectul se intitulează Când viața cotidiană devine patrimoniu UNESCO, astfel încât încearcă să se pună în valoare obiectele găsite în Munții Orăștiei și aflate în patrimoniul MCDR Deva și al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca. Cei care vor vizita această nouă expoziție vor putea să ia contact prin Digital Touch cu o parte din miile de piese descoperite pe terasele Sarmisegetuzei Regia și în arealul înconjurător. Mai multe despre această expoziție, dar și alte lucruri interesante, puteți afla urmărind după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat cercetătorul științific Daniel Iancu de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva.